Fenomene meteo extreme au măturat România. Peste 100 de gospodării au fost inundate și 10 de mașini au fost luate de viitură, după o ploaie torențială. În mai multe zone ale țării, căderile de grindină au pus la pământ 10 de hectare de culturi agricole. Ploile torențiale din ultimele zile au făcut prăpăd în județul Vâlcea. Un pârâu a ieșit din matcă în localitatea Budești și a măturat totul în cale. Peste 100 de case au fost afectate de viitură și mai multe mașini au fost luate de apă. Au fost gospodării inundate în jur, după evaluarea primăriei, peste 100. Peste tot, aici așa e prăpădom, aici a făcut pe aici așa. Și lemne, și mașini, tot, uitați mașinile, uitați ce aici. Și sub pod aici așa sunt mașini. Un copil rămas blocat într-o casă inundată a fost salvat de un polițist. Acesta a spart geamul locuinței și l-a scos pe micuț, ducându-l la un loc sigur. Am spart geamul cu ajutorul pistolului, am reușit să-l trag peste fereastră și l-am adus în siguranță la echipaj de poliție. În alte zone ale țării, căderi importante de grindină, care au ajuns și până la 30 de centimetri, au acoperit 10 de hectare de culturi și au îngreunat traficul. Vremea este capricioasă și la munte, unde s-a depus un strat important de zăpadă. Ninsorile căzute au amânat din nou redeschiderea șoselei Transalpina, care se va deschide cel mai probabil la începutul lunii iunie. Din cauza cantităților importante de apă care s-au acumulat în sol în urma ploilor torențiale, riscul alunecărilor masive de teren este foarte mare.